doamnelor și domnilor, astăzi am ajutor de nădejde pe Maria. Câte jucării ai tu acasă? Am 5 lăzi, o geantă, am un castel care îl pun acolo. Un copac ai? Nu. Ți-ar trebui unul? Nu? Zice mama că dacă am prea multe jucării, economisim prea mulți bani și după aia nu mai avem pentru casă. Eu nu am asta. A, pe aceasta nu ai. N-am acasă, în niciun caz. De ce o punem aici? A, depășește un pic bugetul, să știi. A, e prea... Da. Tu cum ai devenit specialistă în alegerea jucăriilor? Orice copil e specialist. Și eu am învățat de la niște prietene de ale mele cum să mă descurc. Da, cum? Ia, învață-mă și pe mine cum să mă descurc. Păi, în primul rând trebuie să te uiți la preț. În al doilea rând, dacă îți place păpușa sau nu. Și dacă te lasă părintele, o iei. Uite, știi care-i norocul nostru acum? Că părinții nu sunt cu noi. A, se poate. E drăguță sau nu prea? Asta cred că e de bebeluș, mi-e 3 ani. Deci contează și vârsta. Da, contează și vârsta. Dar cam cât stai tu la cumpărături așa de obicei? Eu stau ori 10 minute, ori jumătate de oră. 10 minute când eu știu ce să-mi iau și o jumătate de oră când mai mă răzgândesc și toate alea. Am deci înțeles. Nu sunt chiar foarte mare, dar știu cum să mă descurc, mai ales în jucării. Sunt prea scumpe. Sunt prea scumpe, nu ne încadrăm în buget? Atunci să stabilim alt buget? Care ar fi un preț corect? Cred că cel mai bine prețul de la păpușa care ți-am arătat eu prima să-l alegem ca să-l luăm, vrei? Haide, da, desigur. Că cu 100 de lei nu ai cu ce să faci. Că adulții nu știu în jucării nimic. Păi de asta am venit cu tine să mă ajuți, pentru că eu chiar nu mă pricep. Nu te pricep pentru că ești adult. Ce să fac, dacă am crescut prea mult. Dar știi de ce? Că am mâncat spanac. Știu, mie îmi place spanacul, dar bunica nu face prea mult. Eu cam nu știu la băieți nimic. Uite, ăsta e mai mare cu... 100, știi? Dar noi ne trebuie de 149, că atât am luat în coș. Adică pentru băieții nu putem să dăm mai mult. Bine, fetele sunt mai tari decât băieții, dar nu contează. Dar de ce sunt fetele mai tari decât băieții? Sunt mai puternice, mai inteligente, știu mai bine cu banii. Adică în casă mami ține banii. Și cu mine. Acum trebuie să facem alegerea finală. Uh-huh. Mărgeluțele nu ne plac. Ok, deci nu. Asta e foarte tare. Deci nu am cum să renunț la ea. Deci nu. Și asta e foarte tare. Deci doar 3 lucruri ne-a rămas. Asta era 149. Da. Și acestea două fac aproape 149. Eu zic să le luăm pe amândouă. Și renunțăm la aceasta? Nu. Nu am cum să mă decid. Pe aceasta o dau deoparte. Nu, o pui în coș. Și rămâne două. Și trebuie să mai chemăm ajutoare să ne mai aducă bani. Da. Mai bine mi-aduceam eu portofelul. La lasă. Vedem noi cum facem.